Intenția mea este chiar să merg săptămâna viitoare luni în Parlament, în Camera Deputaților, în care să lansăm dezbaterea, să vin acolo cu câteva idei pe care le avem legate de reforma administrației. Cert este că vrem să abordăm atât partea de reformă a statutului funcționarului public, să clarificăm aspecte legate de statutul funcționarului public și la nivel central și la nivel local. Obiectivul nostru ar fi să mergem spre competență, transparență, profesionalism, atât în procesul de recrutare a funcționarilor publici, cât și în procesul de evoluție a carierei funcționarului public. Să dăm predictibilitate funcționarului public, să clarificăm lucrurile vis-a-vis de ce înseamnă un funcționar care lucrează în interesul statului și ce înseamnă responsabilitatea politică în funcția publică. Și să separăm lucrurile clar și să le scoatem la lumină. Să recâștigăm încrederea în faptul că funcționarul public lucrează în interesul cetățeanului, în primul rând, și că nu trebuie să depindă pe ascuns de politic. Ideea ar fi, de exemplu, să avem, pe de o parte, un concurs național de recrutare pentru a intra în funcția publică, unde să existe niște reguli de bază, niște competențe de bază care să fie valabile pentru toți funcționarii, indiferent unde lucrează. Și odată ce au trecut prin filtrul acesta unui concurs național de selecție, să aveți posibilitatea dumneavoastră, ca și șef ierarhic, ca și șef ai administrației, să vă recrutați oamenii pe care îi considerați cei mai adaptați pe posturile de care aveți nevoie.